Antrenorii și jucătorii Chindiei sunt în vacanță. Ultimul antrenament din 2012 a fost anulat din cauza terenului moale. În aceste condiții, fotbaliștii au avut o scurtă discuție cu conducerea tehnică. Reunirea lotului a fost programată pentru 9 ianuarie 2013. Echipa mâine va intra în vacanță. Va fi o vacanță de aproape o lună de zile până pe 9 ianuarie. 9 ianuarie o să avem 11-12 zile care o să le stăm în Târgoviște, antrenamente, după care avem programat un cantonament, dar nu cantonament montan, ci un cantonament lângă București. Și după terminarea primului cantonament ne vom pregăti în continuare pe plan local. Să sperăm că vom avea posibilitatea și de o pregătire centralizată undeva unde să putem să facem și jocurile amicale. Chindia a terminat turul campionatului pe locul 8 în seria B1 cu 13 puncte. Echipa a fost pregătită în acest sezon de Flaviu Stoican și Eusebiu Tudor, primul demisionând după umilința cu Brăila 2-4 în prima etapă a campionatului. Înainte de Brăila, Chindia fusese eliminată din Cupa României 1-2 cu Compet. În mandatul lui Tudor, cele mai bune jocuri au fost cu Botoșani 2-0 și Farul 4-1, ambele pe teren propriu. Chindia nu a reușit nicio victorie în deplasare în turul sezonului 2012-2013. La capitolul jucători, Ionut Săradu, Ovidiu Morariu, Cosmin Anton și Cristian Cherchez au părăsit lotul, doar primul fiind pus pe liber de antrenori.